În scurt timp, după ce au primit chestionarele, elevii au identificat problemele cu care se confruntă în școală. Limbajul injurios și jignirile care pot degenera în altercații fizice au fost adesea menționate de tineri. La bătăi nu, n-am fost de față și nici la astfel de evenimente în școala noastră, dar jignirii sunt în orice școală și în orice colectiv. Suntem copii, nu? Adică toată lumea se ceartă. Certuri, mai mult între fete. Și ce ai făcut? Mi-am fost de treabă. Nu te-ai gândit să intervii? Nu. Chestionarul privind identificarea vulnerabilităților din punctul de vedere al siguranței elevilor în școli a cuprins 8 întrebări. Etapa face parte din proiectul Școala Tărâm al Siguranței. Răspunsurile vor fi coroborate cu informațiile privind cazurile de violență în școli care există la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți. Prin chestionarul care îl aplicăm astăzi, încercăm să aflăm care sunt temerile resimțite de elevi. Și aceste temeri, coroborate cu faptele obiective constatate de poliție, adică cu situația statistică de la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți, să fie la bază în direcțiile de acțiune pe care le vom desfășura. Întrebările sunt de genul dacă au existat acte de violență, dacă sunt persoane din afara instituțiilor de învățământ care sub diverse pretexte îi abordează în zona adiacentă școlilor sau pe traseul de deplasare dinspre locuință spre școală și înapoi. Ultimul scandal în care au fost implicați elevi s-a petrecut la începutul acestei săptămâni, când două tinere de la Colegiul Național Traian s-au bătut în fața unității de învățământ după ce au ieșit de la cursuri. În urma altercației, una dintre fete a ajuns la spital. Și în acest caz, scandalul a pornit de la jigniri între elevi în timpul orelor. Polițiștii susțin că în rândul elevilor cele mai dese infracțiuni sunt cele de furturi de telefoane sau bani și cele de lovire.